Rockerii adevărați au făcut spectacol la Romexpo, a cântat Rammstein. Ce să vă mai explic, super show, au făcut scenă plină de flăcări, scântei și alte efecte, iar peste toate aceste acordurile deja foarte cunoscute, care pur și simplu i-au înnebunit pe fani. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben, die Kreatur muss sterben! Îmbrăcați în negru și mânjiți pe brațe, rockerii de la Rammstein și-au făcut apariția pe scena de la Romexpo, pregătiți să le arate românilor ce înseamnă un spectacol adevărat. Punctuali, așa cum se poartă în Germania, nemții au urcat pe scenă la ora 21:15. Atunci a început nebunia. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben, die Kreatur sterben. O oră și jumătate au stat în fața fanilor. În tot acest timp, scena a fost în flăcări, la propriu. Scânteile curgeau din toate părțile, iar jocul de lumini a ținut în priză pe cei aproape 30.000 de spectatori. Super! Rammstein! Super tare! Înaintea lor, în ultima zi a festivalului Sony Sphere, pe scenă a urcat Alice in Chains. Însă spectacolul a culminat cu apariția pe scenă celor de la Rammstein.